Vă salutăm, oameni buni, eu sunt Cristian, el este fiul meu Andrei și azi este sâmbătă, 6 mai, este o zi superbă și avem planuri mărețe. Am fost de dimineață la Dedeman și am luat niște garduri de lemn, vrem să facem un garduleț aici între gazon și zona de legume, zona de roșii. De asemenea, am mai luat niște turbă din aceasta roșie acidă pentru plantarea afinilor. Aseară am făcut o parte din plantare, vineri seara. Aici am plantat 15 plante. Uitați-le cât de frumos arată. Și vreau să continui astăzi în această zonă. Să pun cel de-al doilea rând și dacă tot a trecut perioada cu păpădile, că până acum nu am vrut să fac absolut nimic în grădină, să tund păpădile, să le tai, pentru că știți și voi, albinele au nevoie de păpădii. O să tundem și gazonul cu mașina de tuns. Și în grădina acolo, în spate și pe aici, pe lângă gard, o să folosesc motocoasa și o să tund iarba, o să cosesc iarba, de fapt. Uitați-vă cât de mare s-a făcut bălăria asta de păpădie în acea zonă a grădinii. La fel pe aici, pe lângă căpșuni. Apropo, uitați cât de frumoși sunt căpșunii. Vedeți, pe aici trebuie să cosesc un pic. Și la fel ar mai trebui să cosesc și pe aici printre rândurile de zmeură și de muri. Uitați, asta este rândul de zmeură și la fel aici a crescut foarte mult păpădia și pe aici pe margine. V-am spus până acum am lăsat-o pentru că albinele aveau nevoie de aceste păpădii și nu le-am tăiat, le-am lăsat, dar acum că au început să facă puf, este cazul să scăpăm de ele. Hai să ne apucăm de treabă. Uitați-vă la el, mititelul, are doar 6 ani, însă mă ajută dragul de el la absolut orice. Orice treabă fac pe aici prin curte, el trebuie să mă ajute. Mititelul meu. Acum adună toată iarba pe care am cosit-o de pe lângă gard, o trage în interior ca să putem să o luăm cu mașina de tuns.
Am finalizat de cosit iarba prin toate colțurile curții și în zona din spate. Pur și simplu iubesc utilajul ăsta. Este Husqvarna modelul 525RX. Îmi place atât de tare că este atât de ușoară și motorul merge atât de frumos. Uitați-vă acum ce frumos arată pe aici, pe unde am delimitat. Și haideți să vă arăt și zona din spate. Acum arată și ea civilizat. Vedeți? În zona aceasta, unde este un rând de zmeură, nu am insistat foarte mult, la fel nici în partea aceasta nu am insistat foarte mult, adică nu am intrat nici în partea aceea, nici în partea aceea, pentru că sunt lăstari tineri de zmeură care cresc acum și nu vreau să-i tai, la fel și pe zona aceasta. Și cel mai probabil zilele viitoare când o să am timp, o să pun pe absolut toate intervalele de aici, pe acesta, pe acesta, pe acesta, pe partea cealaltă și așa mai departe și în restul grădinii, o să pun folie de mulcire, folie agrotextil. Dacă vă aduceți voi bine aminte, din toamna trecută am cumpărat folia, v-am și arătat-o, folia de mulcire de la Agropataki, însă nu am montat-o în toamnă, pentru că, așa cum v-am spus la bun început, vreau să am și eu un pic de grijă de albine. Știu că aici sunt multe păpădii și am vrut să atrag albinele. La noi în zona aici nu prea sunt albine, nu pot să-mi dau seama de ce. Nu avem câmpuri de rapiță în zonă și practic eu lăsând aici toate păpădiile acestea, le-am atras pentru pomii mei fructiferi, pentru arbuștii mei fructiferi, care vedeți au început să facă fructe și așa mai departe. Acum o să pun în funcție mașina de tuns gazon. Este, pentru cei care nu știți, modelul Husqvarna LC353AWD. Este și aceasta o mașină absolut superbă și o să tund atât în zona aceasta din spatele casei, cât și în partea din față. Îți place, tati? Am finalizat și de tuns iarba, superbă, superbă, superbă mașina asta de tuns. Motanelul meu, ești încântat, tati? Da. Arată foarte, foarte bine acum grădina, mai ales așa de la firul ierbii. Din păcate nu putem să ne
ne ținem de treabă și să facem ce ne-am propus. A început să plouă și ce zic, ne-a stricat toate planurile. O să rămână pe săptămâna viitoare să pun al doilea rând de afin și la fel gărdulețul de aici. Ah, ce supărat sunt. Plouă la noi în fiecare zi, de vreo 2-3 săptămâni în fiecare zi plouă. Da, na, asta este situația. Cam atât pentru azi. Vă salutăm și vă transmitem toate cele bune.